În Arhiepiscopia Tomisului, Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieții călugărești de obște, a fost sărbătorit în mod deosebit în această duminică. În Catedrala Arhiepiscopală cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța, înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, alături de preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, și de un sobor numeros de preoți, au oficiat Sfânta Liturghie. Acest cuvios născut din părinți credincioși, de mic copil a fost stăpânit de dorul după Dumnezeu. Și atât de mult se ruga și nu simțea bucurie în niciun lucru cum simțea rugăciune. Sfântul cuvios nu ne părăsește nici astăzi și nu ne va părăsi niciodată. Că sfinții sunt mereu treji și sfinții au milă și dragoste față de noi oameni. De aceea și noi să avem recunoștință și dragoste și rugăciune necontenită către sfinții care sunt prietenii noștri și frații noștri mai mari. Cu prilejul prăznuirii din această duminică, preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, i-a dăruit ierarhului tomitan o icoană. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corala bărbătească Armonia.